Salut prieteni, sunt Angel. Astăzi vom face un antrenament de cardio pentru fete, deoarece nu am mai făcut de mult. Am observat că publicul feminin, să zicem așa, a crescut, așa că va trebui să avem grijă de el. Bun, dar mai întâi vreau să anunț două chestii. Da? A apărut pe site-ul angelfitness.ro un video cu trei gustări pe care eu le folosesc aproape zilnic. Intrați și vedeți, sunt foarte bune, foarte delicioase și se fac în 5 minute sau chiar nu necesită niciun fel de preparare. Bun, al doilea anunț. În curând se va lansa, adică voi lansa un concurs. Ca premii vor fi programe gratuite, da? Vă voi ține la curent legat de acest concurs. Voi anunța și în video următor. Și probabil, dacă nu, când va reuși partenerul meu să rezolve o problemă legată de logare și de mail, atunci voi lansa concursul, dar vă voi anunța și pe Facebook, așa că stați pe fază. Bun, haideți să vedem antrenamentul. Bun, vom face 5 exerciții, fiecare exercițiu va dura 30 de secunde. Primul exercițiu, fandări cu săritură. Dacă sunteți încă la un nivel mai începător, faceți fandări normale, da? Fără săritură. Nu este nicio problemă, aveți grijă să vă țineți spatele drept, genunchiul încercați pe cât posibil să nu vă depășească vârful picioarelor și încercați ca unghiul să fie aproape de 90 de grade între gambă, să zicem, și coapse. Apoi facem 8 cățărări plus 2 interior-exterior. Două sărituri în interior și în exterior, da? Aveți grijă ca umerii, coatele și încheieturile să fie la același nivel, să nu stați cu umerii mai în spate. Următorul exercițiu se numește sărituri la 180 de grade. Aveți grijă să vă țineți spatele drept. Dacă puteți, puteți să puneți mâna pe sol, dacă nu, țineți mâinile în aer, puteți să le țineți în spatele capului, fără nicio problemă, cum vă este comod. Fiecare exercițiu este de 30 de secunde, noi vom face un set, iar la sfârșitul acestui set veți avea pauză de 30 de secunde, urmând ca după aia să repetați fiecare set de 5 ori. Următorul exercițiu, genunchi sus. Încercați să aduceți genunchii până la nivelul taliei, dacă puteți și mai sus, este foarte bine. Aici faceți în ritmul vostru, dar ideea este să vă provoace acest antrenament, nu doar să vă încălzească sau să vă ridice un pic pulsul, dar trebuie să fie greu pentru dumneavoastră, pentru a fi eficient. Și ultimul exercițiu se numește flotări la triceps. Puteți să folosiți și o margine pentru a vă putea mișca mai mult, să zicem, pentru a avea o amplitudine mai mare, dar este ok și așa. Încercați să faceți cât mai multe în cele 30 de secunde. Pentru orice întrebări legate de fitness, nutriție, angelfitness@gmail.com, nu uitați să vă faceți cont pe Angel Fitness. Pa!